Împodobirea bradului este o tradiție îndrăgită, iar fiecare familie se străduiește să aducă un strop de magie în locuința sa. În acest context, o tradiție veche de secole, respectată și în zilele noastre, propune să adăugăm în decorarea bradului un element special, o monedă. Dar de ce este benefic să pui o monedă în bradul de Crăciun și care este semnificația acestei tradiții? Bradul de Crăciun, indiferent dacă este artificial sau natural, devine un simbol al nașterii Domnului și îmbină frumusețea naturală cu tradiția. În trecut, bradul era împodobit cu dulciuri, mere, nuci sau covrici, dar astăzi preferințele moderne permit o varietate impresionantă de decorațiuni. În această diversitate se evidențiază și tradiția adăugării unei monede în brad. Semnificația tradiției monede în bradul de Crăciun atrage norocul și bogăția. Moneda înfășurată în hârtie și legată cu ață roșie este considerată un simbol al norocului și prosperității. Se crede că acesta va aduce în casă bogăție și va atrage reușite financiare în noul an, bucurii și realizări în noul an. Tradiția susține că cei care respectă acest obicei vor fi răsplătiți cu un nou an plin de bucurii și realizări. Fericire și stabilitate. Moneda în bradul de Crăciun nu aduce doar prosperitate financiară, ci și fericire și stabilitate în cămin. Se consideră că aceasta atrage energii pozitive și contribuie la crearea unei atmosfere armonioase în familie. Tradiția adăugării unei monede în bradul de Crăciun, împreună cu alte obiceiuri specifice, precum așezarea unei stele în vârful bradului sau decorarea cu clopoței, contribuie la întregirea unui peisaj festiv plin de semnificații și simboluri tradiționale. Astfel, fiecare familie poate sărbători Crăciunul cu un brad împodobit cu grijă și încărcat de tradiție, aducând în casă nu doar frumusețea sărbătorilor, ci și o doză de magie și noroc, relatează realitatea.net.